Bună seara, suntem din nou la podcastul lui Damian Drăghici și în seara asta am onoarea să am un invitat foarte special, un prieten al meu foarte bun, Matei Georgescu, l-a recomandat. Este un om care a trecut pentru o experiență cu ani în urmă și aș vrea să împărtășească această experiență și nu numai, să ne vorbească despre ea, cum i-a schimbat viața, ce a văzut în lumea de dincolo, a avut, așa cum se spune, moarte clinică și am onoarea să l-am invitat pe Călin Terțan. Bună seara, Călin! Bună seara! Bună seara, Damian, mă bucur că ai ajuns în Baia Mare, mă bucur că ești în cadrul librăriei noastre și mă bucur că m-ai invitat să realizăm acest podcast împreună. Încă de la începutul dialogului nostru vreau să te avertizez că vis-a-vis de subiectul pe care să-l abordăm, s-ar putea să fie întrebări sau zone care voi da din numeri și îți voi spune nu știu. Pentru că noi prin ceea ce am făcut în urma experienței mele, noi am tras doar un pic perdeaua și am intrat din fizic în metafizic și am reușit să surprindem câteva nuanțe, să răspundem doar la câteva întrebări, la care cu tot dragul voi încerca să-ți răspund. Ce s-a întâmplat? Acum câți ani și cum? În urmă, aveam 36 de ani, asta se întâmpla în 1996, am avut o problemă majoră cardiacă și în timpul unei nopți am experimentat celebrul și arhicunoscutul în zilele noastre. Deci ai făcut infarct? Nu era infarct, a fost o tulburare de ritm majoră, ventriculară, și care mi-a, cum să spun, eu fiind acasă, eram singur acasă, nu aveam colegi, soția mea era plecată la un curs în Cluj, toată povestea s-a întâmplat acasă și nu știu cât a durat în planul fizic experiența. Dar în timpul de dincolo a durat cam o oră, probabil o oră și ceva. Povestea ar fi lungă, nu o să o descriu toată, nu o să o detailez toată experiența mea și toate imaginile care am văzut și toate locurile pe care le-am vizitat, oamenii pe care am întâlnit acolo, dar cel mai spectaculos lucru pe care l-am văzut a fost așa zisa divinitate. Am întrebat pe persoana care mă conducea pe acele, deci, acele locuri. Ai avut un fel de ghid spiritual. Da, am avut un ghid. Am fost întâmpinat practic de doi bărbați. Eram foarte amețit, foarte confuz. Am fost întâmpinat de doi bărbați care m-au condus pe o alee. Am fost predat unei doamne care m-a plimbat printr-un loc. Imaginează-ți un templu grecesc. Da? Un templu grecesc care are coloane ionice, dorice, corintice, dealuri. Și erau foarte multe lume în jurul meu care mă saluta, care bricola, care m-am întâlnit cu un văr de-al meu care murise cu un an înainte. Te-ai întâlnit cu un văr al tău, stai, ca să fac o mică definiție. Că de fiecare dată când aud povestea asta, vreau să înțelegem exact. Simțeai energia, vibrația lui, dar nu avea aceeași față a vărului. Da, avea exact aceeași față, avea aceeași față ca și în viața terestră. Okay. M-a salutat, mi-a făcut cu mâna și o să comprim un pic, am întrebat-o pe acea doamnă care m-a condus în acea zonă, dacă cum e cu divinitatea, dacă există divinitate. Eu încă din perioada, din viața terestră, aveam întrebarea asta metafizică, cum e treaba cu Dumnezeu, cu divinitatea, n-aveam răspunsuri la vremea aia. Și zice, da, vrei să-l vezi? Vrei să te întâlnești cu el? Am fost surprins când am prins acum să mă întâlnesc, să e posibil, adică chestia asta se poate, așa de simplu, zice, bă, mai că te duci. Am continuat plimbarea pe acea alee și am ajuns cu acea doamnă în fața unei surse imense de lumină. Deci, și persoana s-a oprit, a rămas în spatele meu, eu mi-am continuat înaintarea și în fața mea a apărut un glob uriaș de lumină, de lumină albă, extraordinar de puternică, mult mai puternică decât lumina soarelui, dar la care te puteai uita și care simțeam cum mă penetrează, așa cum fiecare celulă simțeam că mi-e plină de lumină. Și m-am oprit în fața acestei surse de lumină câteva secunde și nu știam ce să spun. Deci, de asemenea, Damian, când ești în fața unei asemenea instanțe, ce de subiecte să dezvolți. Adică îți pierzi, îți uiți vocabularul. Și nici nu ai pregătirea necesară să te conectezi. Pentru exact. Că nu știi. Eram blocat, stăteam. Și aud o voce bărbătească, într-adevăr, era masculină, care mă întreabă dacă vreau să îmi spune, vrei să te întorci sau să rămâi aici? Am fost surprins pentru că mă așteptam să fie o introducere. Mă și trimiți, mă și întreb dacă să mă întorc.
Și am stat câteva secunde bune, am stat poate un minut și ceva și m-am gândit dacă... Te simțeai bine în momentul ăla? Mai ți-era frică? Mă simțeam foarte bine. Deja trecusem de faza... De frică și de anxietate. De anxietate. Și am zis, am răspuns, aș vrea să mă întorc pentru că mai am doi copii de crescut. Copiii erau mici la vremea aia. Am tăcut. A urmat o lungă tăcere și inexplicabilă tăcere pentru mine și mă uiteam în stânga și în dreapta așa, bun, de acum ce să fac? Îmi dat seama că, și îmi spune, bine, întoarce-te. Urma perioada asta de confuzie, încă nu știam ce să fac, să mă întorc, să nu mă întorc, cum? Adică întoarce-te atât? Nimic altceva, adică am avut așa frumoasă experiență pentru, mi se spune, bine, întoarce-te? După câteva minute bune mi-am dat seama că dialogul s-a terminat, m-am întors și așa, din semiprofil, am avut inspirația să-l întreb. Și am întrebat, zic, așa, Doamne, dar ca să ajung tot aici, ce trebuie să fac pe pământ? Și am primit un răspuns care mi-a marcat definitiv viața și pe care a devenit leitmotivul vieții mele. Mi-a spus, întoarce-te și fă numai bine. Am stat, dar nu mi-a mai spus absolut nimic, mi-am dat seama că dialogul s-a terminat, că nu mai am ce întreba și nu pot insista și nu pot obține mai multe informații. Am întors, am fost preluat din nou de doamna de care m-a condus inițial. Am făcut exact același traseu. În prezența doamnei, simțeai ceva similar cu mamă, cineva din familie sau cineva? Nu. Deci era o prezență care ani de zile după aia am încercat să o regăsesc undeva, o fizionomie care să o regăsesc în viața reală. Deci n-am regăsit-o. Și nici a celor doi dinainte? Pe cei doi nu le-am văzut fețele. Erau mult mai înalți, erau doi bărbați cam la 2 metri și eu cum eram confuz, zăpăcit exact de cap, eram cu capul în pământ, nu le-am văzut fizionomiile. Deci eu am fost cumva un fel de ajutor veterinar. Exact, adică un fel de brancardieri. Da, da. M-au luat de brațe și când m-au preluat și m-au predat. Am făcut drumul exact înapoi același traseu, am fost predat acelor doi bărbați și dintr-o dată m-am trezit în corpul fizic. Între momentul când ai ajuns acolo, până te-au luat bărbații pe brațe, cei doi ajutori brancardieri și până la ghidul spiritual, ai văzut, a fost o trecere, tot felul de lumini albe, culori diferite, nu, nu, deci muzică. N-am trecut prin tunel. N-am văzut niciun tunel. Practic, din momentul decorpolarizării la început... Ai simțit asta? Adică... Da, am simțit, m-am văzut, mi-am văzut corpul, nu am înțeles ce s-a întâmplat și dintr-o dată m-am trezit în planul ăla, dincolo, fiind preluat de brațe de cele. Deci ai văzut că nu mai erai în corpul. Da, sigur că da. Și la revenire a fost la fel. Cei doi m-au preluat și m-am trezit de toată în corpul fizic, m-am trezit și m-am ridicat în șezut, cu o durere foarte puternică în piept. Mi-am dat seama că a fost o chestie cardiacă. Și mă gândesc acum sau dacă cineva nu înțelege fenomenul, ar zice că domnule, trebuie să fii speriat, să repede, să pui după medicamente, să suni la 112, să iei chestii medicale, să apelezi la, să-mi iau tensiunea. Din contră, m-am așezat în șezut, în pat și știu că zâmbeam și cred că atunci am avut cel mai natural și cel mai autentic zâmbet din viața mea. Pentru că... Era liniște. Era o liniște totală și mi-am dat seama că a fost cel mai frumos eveniment din viața mea. Mi-am dat seama, doamne, stai un pic, ce-a fost treaba asta? Aveam 36 de ani atunci. Deci până atunci visasem 36 de ani. Deci mi-am dat seama, n-a fost vis. N-a fost vis pentru că era asociat și cu o durere... în zona pieptului și mi-am dat seama că e o treabă cardiacă. Și mi-a așa o liniște metafizică vis-a-vis de faptul că ceea ce experimentasem era cel mai frumos eveniment și că am conștientizat pentru prima dată, fizic, am conștientizat că există o continuitate după experiența terestră. Știi? Și cam asta a fost experiența propriu-zisă. Imediat de a doua zi, soția, cei din jurul tău, bineînțeles, nu mă refer cu cine ai împărtășit ce s-a întâmplat. Cum relaționai tu cu tot ce este în jurul tău? Adică de la păsările care cântă, la natură, la frunze, la aer, la adierea aerului, adică da, cât de sensibil erai? Încă nu pot să spun că căpătasem
sensibilități conexe. Dar primul lucru pe care l-am făcut, am avut instinctul și pornirea să împărtășesc. Deci tu, când m-am sculat dimineața, am mers la servici și cu primul coleg cu care m-am întâlnit, am început să-i spun treaba asta. Ok, hai să bem o cafea și da, te liniștești, lasă. Și uite ce mi s-a întâmplat. Nu. Toți cu care povesteam în zilele alea, Corina, repet, Corina era la Cluj, la un curs de ecografie. Vreau să-i razna. Da, mi-a spus mamă, repede, doamne, să mă duc la spital, să mă caut. Și toți, dar toți prietenii, absolut toți prietenii, mă suitau așa cu un aer medical slabă la mine. Săracul. Se bălească slabă. Și când vedeau că eu insist pe treaba asta, după aia multă vreme, zicea, doamne, schimbă-ți medicul de familie, mă, să duc, schimbă-ți psihiatru. N-aveam, nu era pe vremea nu era, și psihologi. Doamne, caut, du-te, vezi. Și după aia am mers pe la mănăstiri, ortodoxe, greco-catolice, catolice, să le spun preoților, domnule, am fost dincolo, l-am văzut pe șeful, l-am întâlnit pe șeful, nu-i bărbat, n-are barbă, n-are toiac, nu-i amenințător și nu stă pe onor. E o sursă de energie. Încă nu știam eu chestia aia cu Tesla, că dacă vrem să înțelegem noi universul, trebuie să înțelegem că totul e energie, frecvență și vibrație, exact, nu știam încă aforismul ăsta, dar... Le spuneam, bă, e o sursă de energie toată povestea asta unde am fost și am văzut eu. Vorbeam cu pereții și am fost chiar în alte fețe bisericești de la care mă așteptam să empatizeze cu subiectul. Până când am ajuns, cu povestea mea, am ajuns la Vatican, asta undeva m-am liniștit după vreo jumătate de an, am ajuns la Vatican prin intermediul unei prietene noastre care era călugăriță și făcea studiile la Vatican și povestea mea a ajuns la un cardinal care mi-a transmis că povestea asta, într-adevăr, e destul de frecventă, așa spune el, că era destul de frecventă la vremea aia, spune el, și că să fiu liniștit că faptul că am avut un contact direct cu divinitatea îmi atestă faptul că am un rol important de pământ. La vremea aia, la 36 de ani... Nu te ajuta cu nimic. Adică ce să rolui? Eram căsătorit, aveam familie, mi-am cumpărat mașină, mi-am cumpărat casă, ce să mai fac? Ce roluri să mai fac pe pământ? Adică tot mă încercam să găsesc sensul și rolurile. Și-o trecut ani... Vreau un răspuns. Ce rol mi-a prevăzut mie cardinalul ăla? Ce job aveai pe tine? Ce făceai? Lucram atunci, profesia mea de bază e de medic veterinar și lucram la stat. Aveam și un cabinet pe vremea aia privat, dar... Asta părea ca o misiune mult mai mare. Exact, asta era deja în zona metafizicului, transcendentalului. Ce misiune prevede asta? O trec ani, am început să citesc cam tot ce s-a publicat în România, începând de la Raymond Moody până domnul profesor Dulcan, cam tot ce s-a publicat în România până la vremea aia despre fenomenul ăsta. M-am consolat cu gândul că e o chestie cât se poate de autentică. Foarte mulți au experimentat treaba asta. Și vis-a-vis de menire și de... rolul pe care l-am, m-am consolat într-o oarecare măsură și am înțeles care mi-e rolul când m-a găsit ideea filmului. Am început să fac filmul despre fenomenul de moarte clinică de care o să povestesc mai încolo. Ei, atunci m-a liniștit într-o oarecare măsură zicând, domnule, de fapt asta mi-a fost menirea și de-aia trebuie să mă întorc, probabil, pentru a face un film și a arăta și altora că, de fapt, nu e chiar așa de gravă situația. Și să contactez și alții care au avut moarte clinică. Și exact, exact. Și cum a fost, adică, în momentul când ai început și, că știu că eu am lipsit în 89 până în 2001 în România și am venit tot în 2001 și știu că doar pe la curtea veche erau câteva cărți de spiritualitate și asta era, librăriile erau goale, dacă mai ții minte. Da. Deci înseamnă că tu ai început să iei cărți poate de afară, de străinătate, în engleză și pe aia română, după 2001, 2002, 2003, 2005, când au început să apară cărți multe. Da, de la început erau puține de tot, exact. Puține titluri. Cum era, cum te-ai regăsit în momentul când ai început să auzi alte povești similare de la alți oameni care nu aveau nimic și că ai văzut că au avut cam aceleași povești? Sau aceeași experiență în povești? Cum să spun? E un sentiment de familie, un sentiment de club. Când îți dai seama că nu ești singur, că împărtășești aceeași experiență care, în mod normal, oamenii din exteriorul nu acceptă, ești într-o oarecare măsură liniștit, te echilibrezi și abordezi fenomenul mult mai detașat. Deci noi când am început să facem filmul și am început să căutăm oameni care au trecut prin aceeași experiență, îți dai seama să te apuci, în Baia Mare nu e un oraș foarte mare, avem 120.000, să te apuci și soția e medic, Corina e medic, am început să căutăm la cabinet pacienți. Aveam doi pacienți care trecuseră printr-o chestie asta și știam mai de mult. I-am contactat, i-am spus povestea mea, mi-a spus povestea lor și le-am spus, domnule, nu vrei să o spui în fața unei camere? Deci, bă, de ce nu?
Și după aia, așa încet, încet, conform legii seriilor, am reușit să adunăm cam 25 de cazuri. Doar, și un caz din Baia Mare, un membru Academiei Române. Și din Baia Mare și din România. Deci am avut un medic, membru Academiei Române, profesorul Șonea, din păcate a trecut în lumină definitiv, și o doamnă din satul mare. Restul toți erau din Baia Mare. Și mi-am dat seama, domnule, dacă e așa o densitate mare într-un rășel de ăsta, nu am găsit așa de mulți și n-am umblat mai mult de 6-10 luni, cam așa, în căutarea lor, atunci mi-am dat seama cât de mulți există în mod real în țară. Dar sau nu se vorbește despre asta. Nu se vorbește, pentru că literatura spune că toți cei care au un infarct sau care au o intoxicație cu gaz sau chestii majore, 20% dintre ei trec printre asta. Așa spune literatura. 20% e un procent foarte mare. Prin altă mi s-a părut că e un procent foarte mic. Păi, domnule, stai un pic, 20% raportat, transformat în cifre absolute, deci e enorm. Și una dintre întrebările care mi le-am pus de-a lungul anilor, am zis, domnule, dar de ce 20% și de ce nu 80%? De ce nu 100%? De ce numai 20%? Dacă ar fi să luăm după legea lui Pareto, aia cu 80-20, că 20% din clienți se aduc 80% atunci e exact ce trebuie, adică nici mai ai nevoie. Exact. Dar eu am găsit o explicație, eu îl iubesc foarte mult pe Iisus, foarte mult mă raportez la sistemul de gândire, la aforismele lui Iisus, la parabolele lui. Și mi-a adus aminte de un citat în care spunea, fiecare îi se va da pe măsura credinței lui. Și atunci am extrapolat toată aforismul la procent, la 20-80%, și am ajuns la concluzia, probabil o prostie ce spun acum, dar deocamdată aici, așa îmi pot explica, dacă în timpul vieții tu crezi că după ce, la final, după final, urmează un abisul, neantul, întunericul, nu urmează nimic, ăia 80%, ci 80%, aia vor găsi. Pe când ca în general și în viață, dacă tu crezi că se va întâmpla ceva rău, aia vei primi. Exact. Legea atracției, o lege exact. Dacă manifesti. 20% cred că urmează ce am văzut eu dincolo, aia vor găsi. Deocamdată asta cred, că fie noi vom găsi dincolo ceea ce credem că vom găsi. Noi găsim și aici ceea ce credem că găsim. Da, și noi probabil ne construim raiul sau iadul în viața. Într-o experiență de-a mea mai non-convențională, am întrebat de mai multe ori o plantă specială despre unde este raiul și în același timp de 6 ore înainte, mă uitasem în continuu la frunze, la iarbă, la pomi, la astea. Și în toată auzi vocea aia, ăsta e raiul, aici e raiul, nu vezi că ăsta da, e raiul, da, dacă, da, ce faci tu din el? Da, am o întrebare aici, cu ceilalți care ai avut un film, în afară de cei care ai citit acum, la câtă există pe Gaia, pe Netflix, există cărți, adică presupun că tot ce ai citit tu și ai văzut filmulețe pe internet și documentare, acum e foarte ușor pentru tine să mai te consideri, autoconsideri nebun, adică sunt foarte multe lucruri similare. Exact. Dar în momentul când ai fost cu cei pe care le-ai luat interviuri pentru propriul tău film, cât de multe lucruri ai regăsit similare în experiența cu aceeași sursă de energie? Vis-a-vis de sursa de energie n-am mai regăsit, trebuie să recunosc treaba asta și se vede și în film. Majoritatea dintre protagoniști sunt și ei întâmpinați de un ghid, hai să le zicem un ghid spiritual. Îți luați de mână, de braț, îți conduci într-o zonă beatifică, mirifică, pe care e foarte greu să explici. Și eu și mie mi-e foarte greu și lor le era foarte greu să explice ceea ce au văzut acolo. Deci vocabularul limbii române e extraordinar de sărac. Nu numai al limbii române, cred că al oricărei limbi. Nu poți să exprimi în cuvinte ceea ce simți. Da. Sunt protagoniști care spun vis-a-vis de culori. Deci nouă e foarte greu să concepem că în afară de spectrul pe care acest cromozom care credem noi doar da? Luminile astea. Da, ei spun, domnule, am văzut niște culori pe care nu mi le puteam imagina că există. Nouă e foarte greu să ne imaginăm alte culori decât cele pe care le știm, nu? Spectru, care l-am învățat la fizică. Sunete. Foarte mult au sunete și o muzică celestă care din nou e foarte greu de descris. Și îi întrebam în interviu, domnule, spune-mi cum e muzică simfonică, muzică clasică, ce gen de muzică? Zice, nu pot să spun, și de aia, și un amestec, dar era cea mai frumoasă muzică pe care am auzit-o.
Deci toți, toți se întâlnesc cu un ghid, cu rudele decedate anterior, îs conduse, li se arată practic locul, toți vor să rămână, Asta e sentimentul, că vor să rămână. Toți vor să rămână. Pentru că este atât de liniștitor, echilibrat și ca vibrație, adică un sentiment acasă. Da, exact. Toți vor să rămână, dar la toți li se spune nu, trebuie să te întorci. Și ca un leitmotiv li se spune trebuie să te întorci pentru că ai o misiune pe pământ. Revenirea... Deci în românește nu ți-a venit timpul. Exact, nu ți-a venit timpul. Revenirea în corp e foarte interesantă și foarte spectaculoasă, cum unii descriu, cum reintră în corpul fizic, cum își bagă mâinile în locul mâinilor, își bagă picioarele în locul picioarelor și cum își pornesc mașina biologică. Deci sunt niște descrieri care de fiecare dată când vedem filmul și l-am văzut de sute de ori până acum, de fiecare dată când îl vedem, de fiecare dată ni se face așa, nu, nu se... Deci sunt niște descrieri autentice. Deci și filmul are valoare, cu toată lipsa de modestie, trebuie să o spun, și prin faptul că povestea e relatată de cei care au experimentat-o. Deci nu e o poveste care să fie relatată de actori, care oricât ar fi de buni, plasticul. Dacă nu ai fost acolo și n-ai exact, simțit nimic. Se simte artificialul și plasticul. Ei aici, cei 10, sunt cei care au trăit experimentul. Oamenii care plâng, oamenii care la 70 de ani în timpul poveștii plâng, le dau lacrimile. Oamenii care erau declarați morți, să li se pună eticheta pe deget, să fie duși, să fie deconectați de la aparate. În timp ce povestesc în film toată treaba asta, le dau lacrimile. Deci sunt niște... Deci ai avut oameni în film care nu au trecut doar prin experiența ta, adică când au părăsit corpul și au revenit doar el singur acasă. Ai avut oameni care erau pe patul de spital. Da, sigur că da, dar majoritatea s-a așa. Deci eu am fost, cred că chiar el am fost singurul, care eram singur acasă, da. Toți ceilalți erau pe masa de sala de operație, erau intoxicație cu gaz, iar nu era singur acasă, două infarcte care s-au întâmplat la spital, nașterile după naștere, iar două cazuri s-au întâmplat la spital. Deci aveau un jur personal și de fiecare descria cum vedea, cum se agită lumea, cum caută pensele, cum caută, cum le pune perfuziile, cum încearcă să reanimeze, cum o psiholog o să vede, zice, îi se face masaj cardiac și, de către doctor și asistenta spune, domn doctor, opriți-vă că rupe sternul. Deci iau de chestia, toată povestea asta undeva de la 3 metri. Și doctorul masează să o resusciteze. Timp care ea pleacă și se duce. Deci își vede de treabă și se întoarce după ce își face călătoria. Deci, deci ce e frumos că îți povești, sunt oamenii de lângă noi. Damian, deci nu oameni care nu căutau celebritate, oameni care sunt anonimi, de o modestie extraordinară. Care au continuat cursul vieții fără să... Fără să dau nicio treabă, care au fost dispus să spună povestea față unei camere. Au simțit ei, în afară de faptul că poate și doar prin simplu gest sau acest miracol care li s-a fost dat o șansă iarăși la viață prin reîntoarcerea aici, da? Au simțit ei că după ce au venit aici au îndeplinit o misiune specială sau pur și simplu prin acțiunile lor care li s-a schimbat modus operandi, felul în care s-au comportat cu oamenii, doar prin aia? Tot suferă un proces de o metamorfoză, invariabil. Tot suferă o metamorfoză profundă. Toți devin mai buni, mai caritabili, mai generoși, mai empatici, mai înțelegători vis-a-vis de boală, de testele vieții, de greutățile vieții, toți privesc eternitatea cu inima mult mai deschisă. Spectaculos cum în film 3 sau 4 spun, domnule, dacă așa se întâmplă moartea, e o fericire, e un cadou, e o binecuvântare. Domnule, s-a auzit pe unul care spune că moartea e o binecuvântare, la prima lectură, automat a sunat la psihiatrie. Domnule, dar sunt oameni în deplinătatea facultăților militare care spun treaba asta cu foarte multă dezinvoltură. Și când n-ai cum să nu-i crezi, când le vezi trăirile și le vezi mimica și când le vezi lacrimile din ochi, îți dai seama că oamenii vor să ne transmită ceva. Noi probabil suntem prea blocați, ne? În ciuperca asta nucleară a prejudecăților noastre și nu lăsăm ca informația care vine din partea unor oameni care au avut șansa, pentru că oamenii ăștia au fost, hai să unii spun că au fost aleși. Nu, domnule, probabil aleși, dar sunt niște oameni care au primit un talent. Deci au primit un talent care puteau să-l bage sub preș și să-și vadă de viață mai departe, să nu riște să fie catalogați ca psihiatrici,
Dar nu ai cum după experiență ca asta să-l bagi jos sub preș. Exact. Sau să vii și să spui, uite, ce mi s-a întâmplat, uite, eu și mi s-a întâmplat, și mi s-a întâmplat. Nu spun, Damian, dragă, după ce am făcut filmul și am avut tot felul de ieșiri pe la posturi de televiziune și pe la ziare și pe la... Câți ne-au sunat și câți ne-au scris. Din toată țara. Și eu. Și povești întregi. Deci îmi dădeau lacrimi în timp ce le citeam eu. Știind ce urmează, dacă îmi vedeam cât de spectaculoasă e povestea, practic din toată țara. Din toată țara. Și când spun că am avut sute de descrisori, nu exagerez absolut deloc. Deci în afară de tine care ai avut experiența cu această energie, frecvență, vibrație și ai fost pus în fața divinității prin metafora asta, ceilalți din filmul tău, care au fost elementele asemănătoare? Adică, unu, cei doi cărători, ghidul spiritual, întâlnirea cu rudele decedate exact, anterior, prezentarea spațiului, exact, sunetul, culorile, exact. Așa poate de foarte multe ori, poate unii au experimentat și sinestezia, unde poți să guști culorile și poți să guști muzica și să auzi culorile. Care au fost alte lucruri similare la mulți dintre ei? Sau și din ce ai citit din alte părți? Dorința. Sau și din povestea care ai primit în scrisoare acasă? Dorința de a nu mai reveni, dorința de a rămâne acolo. Deci toți erau hotărâți să rămână acolo. Majoritatea dintre ei au vorbit cu ghidul sau cu rudele decedate anterior. Dar mulți nu cu Dumnezeu direct. Nu. Deci asta a fost, pentru mine a fost surpriză, dar am luat-o ca atare. De ce am avut eu experiența asta și mă rog, de la Vatican mi s-a răspuns că am rolul ăla interesant și important pe pământ, că puțină lume, multă lume are experiența asta în sine și se întâlnește cu rude și cu neamuri și cu anumiți... Alții, în scrisorile primite sau și în cărțile pe care le-a citit asemănătoare, au avut experiența, cu divinitatea? Da. Tot, și pe care o descriu identic, ca o sursă de energie, da. Și în cărți și cu persoane, toți ca o sursă de energie, cu o lumină puternică care era orbitoare și cu care se putea dialoga. Din toți ceilalți, care a fost din toate poveștile cea mai intensă și pentru tine din cei care au dat interviuri sau din poveștile pe care le-ați primit amândoi și tu sau soția ta de la cei de acasă, care a fost chiar așa, adică chiar foarte intensă poveste sau chiar foarte stupefiantă? Păi ce am primit în scrisori, deci una e să citești o relatare. Da. Una e să citești o relatare și una e să stai cu omul în față și să-i vezi ochii și să-i vezi trăirea și mimica și tremurul și când retrăiește. Deci cele mai interesante povești au fost, pentru mine, am fost amprentat de către poveștile celor care au stat lângă mine în timpul relatării și pe care i-am prins în film. E un domn Maxim care suferă un infart, o doamnă care după naștere pierde o cantitate mare de sânge și care are o descriere fabuloasă, Cristina o cheamă. Deci ăștia sunt oameni care pur și simplu muriseră. Oameni, o să vezi. Adică pe masa de operație, doctorul a spus că te-a dat. Nici deconectațiul de la aparate, l-am pierdut. Îi face procedurile de deconectare și la un moment dat, după câteva minute, asistenta îi spune, domnul doctor, ăsta e să mișcă ochii. Apare în film, o să-l vezi. Zice, domnule, tu ești la ăsta, e să mișcă ochii. Și doctorul spune, du-te, domnule, că s-au murit atâta vreme, ce ochi să-i se miște. Domnul doctor, ăsta e să mișcă ochii, deci repetă, revine doctorul și într-adevăr îi vede că îi mișcă globul ocular, îi face testul și vede că are pupilele modificate. Și domnule, s-o învia pe masă, pune conectații la aparate. Îl începe, pune defibrilatoarele pe el, masaj cardiac, perfuzii și își revine. Și asta e poveste cât se poate declară. Prieteni și o cunoștință de-a noastră, stă chiar în blocul în care avem cabinetul. Un domn acum la 80 de ani, de plinătatea facultăților mentale, extraordinar. Avem unul care a fost intoxicat cu droguri. Altă poveste foarte interesantă, un băiat care m-a rugat să-l filmăm de la spate ca să nu-i dezvăluim identitatea, după aia a apărut rău, Olimpiu, care folosește psihedelice, face stop cardiorespirator, în 2 sau 3 minute îi se oprește inima, e declarat linie izoelectrică peste tot, și are o experiență iară fascinantă, se întâlnește cu un văr de-a lui care muriseră cu câțiva ani înainte, vărul s-o împușcându-se în cap. Era soldat aici în Baia Mare, a fost un caz celebru, o chestie în care un soldat a făcut minun cu un Kalashnikov și după care și-a dat un glonț în cap.
Ăsta era vărul lui Olimpiu din film. Se întâlnește cu vărul său, care era mort de 4-5 ani, îi prezintă locul și spune Olimpiu, nu, tu uite-te ce care treabă pe aici, dar du-te înapoi că tu ai o treabă încă importantă pe pământ. Nu, că vreau să rămân, nu, du-te înapoi că ai treabă, ai venit, ai văzut, pleci înapoi. Și după 2-3 minute de stop cardiorespirator, doctorul reușește să-l reanimeze. Ăsta se trezește și încearcă să le spună tot termenul cu prostiile că de la substanțele psihedelice. Dom'le, ce substanță psihedelică să fie când tu ești la înălțimea de 2-3 metri și vezi tot ce se întâmplă de desubt. Stai câteva secunde, vezi pe ăștia cum se agită și mai pleci mai departe. Deci nu poate fi o halucinație. Pentru că dacă ar fi o halucinație, dom'le, nu ai putea vedea de sus, de la 3 metri, să vezi detalii. Și când te întorci, vii și dai detalii. Am văzut cum i-ați făcut aia și am văzut cum ați făcut aia și cum v-a căzut din buzunar pixul sau tot felul de chestii astea. Stă câteva minute în timpul de dincolo, nu în timpul de aici. În timpul de aici, astăzi, probabil câteva secunde, după care pleacă. Și întoarcerea iar e foarte, foarte interesantă, cum o descriu, o să vezi în film, cum e spectaculoasă. Recorporalizarea. Da, recorporalizarea, cum una spune că a fost împinsă efectiv de două mâini uriașe să reintre în corp. Alta, două doamne spun cum și-o băga mâinile, mâna la mână. Și un alt domn spune cum o simți miros de ars, o reintrat în corp și o simțit un miros extraordinar de puternic de ars. Nu știu ce s-a întâmplat. Și când s-a deschis ochiul, a văzut că pieptul era ars. Exact, de la defibrilatoare. Deci, experiențele astea și poveștile astea ar fi vremea, cred eu, așa ca o concluzie vis-a-vis de cazul ăsta, să le studiem și să ne apropiem un pic mai serios de ele, pentru că sunt mult prea multe ca să pot, pentru a putea fi ținute undeva sub preșul zilei vremurilor în care trăim. Mă tot întrebam și am întrebat toată și pe profesorul Dulcan la mine în podcast și tot mai vorbeam cu Adrian Cranta acum câteva săptămâni. Adică ai văzut că pe noi de fiecare dată suntem ca niște mașini care e nevoie să ne aliniem iarăși la energie. Și vorbeam cu Cranta despre asta, spunea că de fapt noi suntem doar 4% corpul fizic, 30% energie și 66% informație. Și atunci e normal că atunci când plecăm din corp ca să ne aducă înapoi, avem nevoie de energie, exact. Pentru că suntem un corp electric. Exact. Am înțeles că după experiențele și primul film pe care l-ai făcut dedicat celor care au avut aceste experiențe de moarte clinică sau... Da. Sunt mai multe definiții. Adică, da, multe, sigur că da. Sau fiecare, noi spunem moarte clinică. Sunt mai multe definiții. Depinde de școli. De școli de medicină și de școli de psihologie transpersonală. Sau cel care scrie cartea în America, care folosește un alt titlu. Exact, sau de titlu de traducător. Exact, exact. De traducător, da. Mai sunt și călătoriile care se spun că mergem noaptea în partea astrală și de cele mai multe ori există și asta. Și am înțeles că după aia ai lucrat la al doilea film, altul documentar pe care l-ați produs voi in-house, despre viețile anterioare, corect? Da. Da, înainte de a spune câteva cuvinte despre al doilea film, trebuie să spun că primul film și al doilea film, primele două filme le-am făcut în colaborare cu o firmă din Baia Mare, Photon Media, reprezentanții ei fiind Cristi și Liviu Popovici, și pe calea asta vreau să le transmit că îi iubesc și prețuiesc în continuare. Doamne ajută! Și al doilea film, venind la ideea celui de-al doilea film, aici am primit cu profesorul Mohârță, pe care îl cunosc, și pe profesorul Matei Georgescu, pe care îl cunosc, și pe domnul profesor Ioan Mânzat, dânsi fiind în calitate de specialiști care explicau trăirile celor 11 persoane pe care le-am regresat. Practic, printr-o tehnică numită regrese în memoria profundă, e o tehnică a unui specialist psiholog, Roger Ugler, și care a fost manufacturată de către prietenul nostru, profesorul Ionel Mohârță. Care a și scris cartea Psihotehnologia. Exact. Care a avut loc acum 3 săptămâni aici la Baia Mare cu ocazia lansării și lansării filmului. Deci în acest film am reușit să convingem. De fapt nu trebuie să-i convingem, că n-aș știu cum să-i selectăm, să facem casting, așa de mulți au fost, care vreau să intre în proiect. 11 persoane care au fost, să zicem, regresate și duse, hai să spunem, în viața anterioară.
Probabil sunt vieți anterioare. Noi nu spunem că sunt vieți anterioare. Probabil ar fi vieți anterioare. Unii spun că sunt informații transgeneraționale, alții spun că sunt informații din viața actuală. Nu știm ce sunt. De altfel, să fac așa o paranteză, și primul film, care se numește Moartea, punct sau virgulă, și al doilea film, care se numește Reîntoarcerea, îți de fapt un semn întrebării la capăt. Deci noi nu spunem că e așa sau așa, noi venim să spunem, mă băieți, hai că să spunem noi cum stă treaba cu dincolo, am descoperit, stați liniștiți, v-am făcut un film și vi-l arătăm, dormiți liniștiți. Nu. Noi am pus o întrebare, am dezvoltat ipoteze și am prezentat ipotezele într-o formă cinematografică, să spun așa. Și al treilea film va fi tot un semn de întrebare, tot o interogație. Și hai să zicem că am dus în vieța anterioare. Unii zic că sunt vieți anterioare, alții că sunt informații transgeneraționale, nici nu are importanță ce sunt. Dar este spectaculoasă povestea pe care o relatează fiecare din ei, când au sexe diferite, când au vârste diferite, când au statute sociale total diferite față de viața de acum, perioade istorice diferite, țări diferite, morți foarte interesante, pentru că îți duci și în momentul morților. Unul dintre cele mai frumoase cazuri din film e unui tânăr care presupune că ar fi trăit în Atlantida. Așa. Pentru că el se identifică și ca om și ca ființă. Și trăia sub apă. Unde era o piramidă care se sparge și se neacă și moare în piramidă. Și noi presupunem că și l-am întrebat când, în ce timp e povestea ta și el spune că undeva foarte, foarte de mult. Noi am presupus că ar fi probabil Atlantida. Sau Lemuria, sau cine știe care civilizație, câte o mai fi fost aici pe pământ. Și în felul ăsta am crescut, am realizat un film documentar interesant. Ați avut un specialist pe hipnoterapie, pe această da, tehnică? Da, profesorul Ionel Mohârță. Deci dânsul a fost cel omul care a făcut ședințele de hipnoză, iar Matei Georgescu, profesorul Georgescu și cu profesorul Mânzat au încercat să explice ce trăiesc oamenii ăștia. Dom'le, ce trăiesc oamenii ăștia? Ce-i nebunia asta? Și a ieșit un film interesant pe care abia acum l-am lansat de 3 săptămâni, să vedem ce o să... Am un prieten al meu foarte bun de la Londra, e român, regizor și a studiat hipnoterapia și lucrează acum la un serial care vrea să placă despre experiențele celor care au experiențe cu viața anterioare, regresie. Eu pentru prima oară am citit o carte undeva în 2001 și am fost descris pe asta, lui Brian Weiss. Da, sigur. Many Masters, Viața anterioară, era cu reperat. Viața anterioară, Corina, da. Chiar deasupra, te rog să-mi dai. Exact. Și mai era un tip la care am fost, James Van Praag, era în state foarte cunoscut atunci. Și mi-a povestit Liviu, prietenul meu, cu profesorul lui, un hipnoterapist foarte cunoscut la Londra. A avut un client care era un tip de ăsta care avea un fond de investiții foarte mare, hedge fund sau ceva. Și n-a avut vacanță timp de 20 ceva de ani. Și soția cu copilul a plecat pentru prima oară 3 zile, erau plecați undeva în vacanță și el a rămas singur în Londra. Și avea o listă cu 20 de lucruri pe care vrea să le facă. Să joace ping-pong, să facă masaj, să facă nu știu ce. Și între lucrurile astea, în astea 3 zile, care și-a lăsat o pauză după 20 de ani, să facă și hipnoterapie. Da. Și s-a dus la tipul ăsta foarte, foarte cunoscut în Londra să facă hipnoterapie. A făcut hipnoze și a intrat într-o regresie. El avea de mai mulți ani aici o durere și nu înțelegea de ce. Fusese la doctor, nu avea nimic angio, adică era ok, nu era... Dar să trăiești cu asta, îți dai seama că ți-e frică totdeauna că poți face un infarct cu durerea asta. Da. Și la un moment dat l-a băgat în regresie și ăsta spune că da, simt într-o bătălie cineva, mi-a băgat aici o sabie. Și vedea în continuu cu un fel de sigiliu numele Van der Gogh sau nu știu ce, un nume de ăsta foarte ciudat. A terminat regresia. Nu mai stau acum să detaliez totul, că îți o ție interviu dacă ai idee, ca să vedem dacă ai avut aceleași povești similare regăsite în poveștile tale a celor care au făcut regresie. Și la un moment dat, el a plecat, profesorul, tipul care a făcut regresia, un om care are o echipă întreagă, care îi place și mai ales că și ăsta își permitea, i-a spus, zice, dom'le, eu sunt doar un hipnoterapist, dar te-ar interesa dacă găsesc o echipă întreagă care să studieze, să vedem ce ai văzut, pentru că el a văzut undeva în Anglia la 1760 ceva pe o sabie. Un sigil, da. Da, și ăsta îi spune, dar e nevoie de o echipă întreagă să facă studiul ăsta. Da. Deci o să coste. Și ăsta spune, băi, nu mă interesează, că costă plătesc eu. Își permitea. Profesorul a angajat o echipă întreagă de istorici, de oameni și nu știu ce, și a găsit într-un oraș din Anglia, la 1760, un tip care era favoritor de săbii.
și pe care îl chema Van der Gogh. Exact. Și pe care, nu mai știu dacă este exact numele, și sună cam olandez, dar nu mai știu, și acest tip, într-o bătălie, nu știu cum a intrat într-un scandal sau ceva, și cineva l-a omorât cu o sabie în piept. Și era exact povestea lui, care a spus despre soție, despre nevastă, și a găsit toată povestea. Adică a găsit exact cum s-au bătut, da. Pentru că era o persoană importantă, au scris despre el, fiind acest favoritor. Da. Și a găsit exact povestea, deci nu mai era doar ceva ce i s-a părut lui în mintea lui că ar fi trăit atunci. Da, deci da. Au documentat-o total istoric. Da. El, nevastă, copii, tot. Da, noi avem un caz în film, unul dintre cei 11 care moare fiind străpuns cu armă, sabie, cu lance în piept. Și timp de 4 sau 5 zile după ce am terminat ședința, nu-i dispărea durerea din piept. Foarte interesant. Deci el a somatizat-o în timpul hipnozei, deși nu-i hipnoză, folosesc termenul de hipnoză pentru că e mai ușor de înțeles. Și după aia câteva zile o somatizează. Da, tot un fel de hipnoză. Da, e tot un fel de hipnoză, da. Îi spune altfel, regrese memoria profundă. Dar principiile și sunt aceleași. Vorbea de Adam Weiss. Sigur, o chestie foarte interesantă pe care o face el, pe lângă studiul vieților anterioare, are o carte în care se ocupă de studiul vieților viitoare, tot prin stare de hipnoză. Asta iar e foarte, foarte interesantă și foarte tare. Adică să te duci într-o stare de hipnoză să-ți vezi viața viitoare. Ce tare. Interesant, foarte interesant. Care sunt următorii pași pentru Călin Tețan? Adică ce urmează să... Acum, împreună cu Corina și cu o nouă echipă, am început al treilea film. Al treilea film care se numește 0,1%. Tot cu semn de întrebare în spate. Care are ca subiect, ca schelet, e foarte greu să vă explic. Scoaterea în evidență a virtuților și a puterilor pe care le avem noi în procesul de autovindecare, proces care e potențat de un singur cuvânt, de credință. Deci credința pe care, și când spun cuvântul credință, nu mă refer doar la credința în sensul religios al cuvântului. Și credința în sensul religios al cuvântului are virtuți mai mult decât celelalte, probabil. Dar e vorba de credința divină, credința în post, credința în alimentație rațională, credința în sport, credința în tine, credința în ceva. În momentul în care tu crezi în ceva, cum Iisus spunea, nu eu te-am vindecat, credința ta te-a vindecat, acea credință te poate vindeca. Și ne preocupă treaba asta pentru că avem câteva cazuri, câteva cunoștințe cu niște care au, în urmă cu 10 ani, cu 20 de ani, au fost diagnosticate cu niște boli incurabile, care sunt cu un prognostic de ăsta de 99,9%. Du-te acasă, vindeți pământul, vindeți casă și împacă-te cu vecinii că... Și oamenii au un acel ceva pe care noi sperăm să-l putem prinde în film, să-l, în timpul relatărilor lor, să le filmăm efectiv ochiul și să le filmăm mimica feții în timp ce ne vor povesti. Au un acel ceva care se împotrivește deciziei cadrelor medicale și spun nu. Și merg acasă și încep diferite tehnici de terapie. Pe lângă terapia alopată, pe care o respectă și pe care o urmează. Deci noi în film nu aducem nicio atingere terapiei alopate și medicinei, stadiul la care a ajuns medicina acum, deloc. Noi doar vrem să spunem că aceasta poate fi potențată de către credință. Dacă asociem o terapie alopată bine direcționată cu o credință la fel de, cu o credință puternică în succes, se pare că vindecarea e mult mai probabilă decât fără aceste două ingrediente. Deci noi avem cazurile astea care ne-au uimit. Cum s-au vindecat oameni cu un diagnostic cât se poate de dur și cu un prognostic cât se poate de defavorabil? Trec 20 de ani și acum fac sport și înaltă și au o viață cât se poate de normală. Și când am întrebat, spuneți-ne, domnule, care e rețeta? Cum ați făcut? Învățați-ne și pe noi. Și oamenii au spus, domnule, eu am crezut că ceea ce voi face mă va vindeca. Ai tot. Ai. Și ce ați făcut, îl întreb. Ce ați făcut? Domnule, eu am beut suc de una sau suc de aia, am făcut post. Nu, e important ce ai menționat aici, așa, e subliniat. Credința, bineînțeles, poate fi pusă de multe ori, exact cum este la noi, adică nu în budism, unde nu e vorba de a crede tu în tine, da? Da. În
în religia noastră creștină-ortodoxă, că și eu sunt profesor creștin-ortodox și cred foarte mult, cum ai spus și tu, este de a pune totul în mâinile lui Iisus. Adică mă va ajuta Iisus. Asta e părerea mea. Da. Și nu e un sfat sau nu e o regulă. Eu spun ceea ce am înțeles eu. Dacă pui totul în mâinile lui Iisus și tu continui mai departe să mănânci ca un bou, să fumezi, să faci nu știu ce, adică ai aruncat responsabilitatea la altcineva și te aștepți ca Iisus să te salveze. Nu despre asta e vorba. Eu cred că dacă beau ceaiul ăsta 300 de zile care știu că îmi face bine, te vei face bine. Exact. Îmi va rezolva problema la genunchi. Da, și inclusiv prin asta tu arăți credința în Iisus, că exact. ai destulă credință pentru că te-a făcut bine cu povestea orbului, credința pe care tu ai avut-o. Exact. Și nu trebuie să uităm încă un aforism al lui Iisus în care spunea: și atunci când vă rugați, așa să vă rugați, ca și cum lucrul pe care îl cereți, l-ați primit deja. Asta e esența gândirii pozitive. Deci eu sunt deja sănătos. Asta este, exact. Adică citatul ăsta de Marc este legea atracției de bază, adică legea manifestării. Exact. Adică vede-te, simte-te, Neville Goddard vorbește despre asta, adică simte că ai mașina aia. Trăiește emoția aferentă lucrului primit. Exact, nu doar în cap. Nu în cap, nu. Transferă din cap, două la nivelul inimii și de aici dă-i drumul. Și simte-o ca și cum ai primit. Trăiește mașina, de fel de o mașină. Simte-te bine, gândește, imaginează că o conduci. Asta pare mai greu. E sigur că da. Dar e o copilărie pentru noi în special, și spun asta ca pentru orice bărbat și orice vârstă, când chiar îți doreai cu adevărat să te vezi cu fata aia, sau și n-aveai curajul să-i spui, chiar nu glumești, și s-a întâmplat la mulți oameni, pentru că simțeai aia aici. Pentru că e mai greu la o mașină sau la ceva, dar pentru că simțeai aici căldura așa aia, n-ai văzut că după aia la o săptămână sau se două, întâmpla. Nu-ți venea să crezi că tu ai ieșit cu fata aia la cafea sau că ți-a răspuns. Exact. Pentru că tu chiar manifestai. Ai dat drumul din n-ajunge să gândim, trebuie să și simțim. Puterea radiantă a inimii de 1000 de ori mai, să spunem, mai decât puterea creierului. Păi cred că ajungând aici, reîntorcându-ne de unde am pornit la început, nu cred că tu vorbei prin cuvinte cu acea energie probabil, divină. E foarte posibil să fie o conversație poate telepatică, sau poate... poate la nivel emoțional. Eu am transpus-o în cuvinte ca să o pot reda. E foarte posibil. Da, sigur că da. Și acum lucrăm la filmul ăsta, sperăm să... și în care vom avea din nou prezența celor de pe care am menționat anterior. Și după aia, nu știu ce o să facem, dar deocamdată probabil o să ne oprim. Probabil o să ne oprim ca să... Și toate cele trei filme vor avea un singur nume, care se va numi Trilogia Speranței. Pentru că fiecare film încercăm să venim în fața unui, să dăm o speranță. În filmul Viața, continuitatea vieții după moarte. Al doilea, speranța acelei samsare, în budiste, acelei reveniri. Și în al treilea, potențialul autovindecător pe care fiecare din noi îl avem, dar nu știm să-l explorăm. Spune-mi, Petru, frumos, care ar fi, în urma experiențelor tale acumulate din viața asta terestră de până acum, care ar fi un sfat celor care se vor uita la noi peste 5 ani, 5 ore, 50 de ani, 500 de ani, 5.000 de ani undeva într-un metavers sau ceva? Care ar fi un sfat sau din toate experiențele tale un citat al tău propriu, nu de la altcineva, un aforism, despre viață și o recomandare ta? Rețete și recomandări probabil mai greu de dat, dar ce le-aș putea spune? Le-aș putea spune să se consoleze și să privească cu mai multă speranță continuarea după viața terestră, pentru că mie mi se pare o inutilă și o uriașă risipă de energie din partea divinității, a universului, a ce vrei tu, ca noi să avem doar o experiență de câțiva ani, de 30 de ani, de 40 de ani, de 80 de ani. Mi se pare o risipă infinită din partea universului și am toată convingerea că în arhitectura spirituală sau fizică a universului contăm foarte mult. Și noi nu suntem corpuri fizice care avem experiențe spirituale, ci suntem corpuri spirituale care mai avem din când în când experiențe terestre. Terestre aici, experiență terestră cine știe unde, revenim aici, mergem în altă parte. Asta deja pentru mine a devenit o certitudine și o liniște care îmi conferă o liniște metafizică. Deci tu crezi că, adică fără să pun pe cineva jos sau să spun că, bineînțeles că fiecare, nu suntem aici întâmplători și toți în puzzle-ul ăsta uriaș avem rolul nostru. Și o mamă care stă la țară și crește copiii sau vacile, sau, adică fiecare are un rol. Dar crezi că noi sau fiecare dintre noi devenim nemuritori atunci, pe o perioadă nedeterminată,
atunci când lăsăm ceva în urma noastră, adică, să zic ca idee, acum dau un exemplu, când asculți la un Mozart, el a rămas întotdeauna nemuritor. Pentru că este atot prezent. A tuturor. Când ai un Eminescu, când ai un fotbalist, când ai, adică oricine care a participat nu doar pentru el însuși, ok, poate să fie cineva care și-a cumpărat case. Aveam un exemplu acum câteva luni de zile, am mers cu trupa în Cluj, Sibiu și am văzut niște case de-astea superbe. Și le spuneam, zic, bă, vă dați seama că omul ăsta la 1920 care scrie pe casa aia, în ziua de astăzi te lupți ca să-ți iei un apartament și e greu și crezi că ai depășit un prag. Da. Dar tu îți dai seama, ăla din toată sărăcia așa aia, ce fel de eforturi a făcut sau ce a făcut el să depășească condiția, să construiască casa aia. El în momentul a construit-o pentru el, poate a construit-o și doar orgoliu, să le arate celorlalți, după ce am făcut eu sau pentru familia lui. Dar acum, la 100 de ani după aia, tu te uiți la casa aia și este pe strada aia, pentru timpul care el l-a închiriat aia, cât o fi trăit, 30, 50, 80, 100 de ani, pentru timpul lui care l-a închiriat aici, el a lăsat ceva frumos pe strada aia. Că tu nu mai te gândești câți bani a băgat, în ce stres a trecut, de unde a luat bani, de la bancă, de la cămătare, că ce a făcut omul. Omul a lăsat ceva frumos. Exact. Și tu gândi, poate acum în casă e o bancă sau e altcineva, un spital. Dar uite că omul a făcut un efort care a lăsat ceva care o să fie peste sute de ani acolo. Exact. Deci înseamnă că fiecare efort pe care depui și contribuția ta este mult mai mult decât a avea pentru tine și a face pentru ceilalți. Cam asta vreau să spui? Mai mult de atât vreau să spun. Eu cred că rolul pe care îl avem noi în viața noastră terestră, sigur, lăsăm urme, ajutăm prin ceea ce facem la modul fizic, lăsăm în urma noastră ceva. Dar eu cred că rolul experienței noastre terestre e de a ne ridica nivelul de vibrație a conștiinței. Asta am convingere 100%. Deci dacă noi am venit în încarnarea asta cu 100 de herți pe secundă, da? Sau 150, cu 100 de herți. Sensul vieții mele, și aici iară o să ajung și la Iisus, sensul vieții mele e să-mi ridic nivelul de vibrație. Și cu un herț ajunge, sau cu 10, ajunge. Și cum poți să-l ridici? Cum? Printr-un singur lucru, iubind. Și revin din nou la Iisus și la Sfântul Augustin care spunea, iubește și fă ce vrei. Iubind, făcând acte caritabile, în general, înobilându-te cu sentimente frumoase care au nivelul, au rolul de a ne ridica nivelul de vibrație. Deci am venit cu 100 și plecăm din viața asta cu 101. Data viitoare când venim cu 101 și plecăm cu 102. Și această samsară, această continuă revenire și din mai multe vieți, are rolul de a ne ridica nivelul de vibrație probabil până acolo, când nu va mai trebui să revenim, până când vom ajunge să fim conștiență pură. Nu va mai fi nevoie să avem aceste serii nenumărate de experiențe fizice care, repet, au rolul doar de a ne ridica nivelul vibrațional. Poate într-un final, metaforic vorbind, poate acea energie este acea energie divină sau frecvență energie vibrație, cum a spus Tesla, această ridicare a conștiinței care se adaugă acolo și încă cineva se adaugă acolo și crește această conștiință. Exact. Nu știu cine spunea foarte frumos că Dumnezeu se experimentează prin noi. Și dacă într-adevăr Dumnezeu se experimentează prin noi, probabil acea sursă de energie pe care eu am văzut-o și din care provenim, se experimentează și la care tindem. Noi avem rolul de a ne ridica nivelul pentru a ne întoarce acasă. Acea mare reîntoarcere acasă. Îți mulțumesc mult tot, Călin. Și eu îți mulțumesc. Multă sănătate, fericită pentru tot ce faci. Mulțumesc. Și Doamne ajută mai departe în călătoria asta ta. Mulțumesc. Vă mulțumesc mult.